Ești singură sau mai ești cu cineva? În ce ești îmbrăcată? Ce culoare? Foarte bine. Ce este în scanerul tău? O vază cu niște lilii. Ce este în dreapta ta? Mobilă. Ce culoare are acea mobilă? Foarte bine, iar acum vreau să revin apoi în timpul prezent de unde vorbesc eu. Foarte bine. Iar în câteva momente eu o să încep să număr de la 1 la 3, iar la 3 tu vei merge, o vei căuta, o vei găsi pe Raluca și te vei conecta mental cu ea. Ok? 1, 2, 3. Am găsit-o. Cum o percep din punct de vedere energetic? Ce culoare? Mai multe culori pe ea. Este de la brun jos în fel. Ca și cum ar fi legată ceva roșu. De la brun sus este neagră. Pe la cap, tot așa, are ceva roșu legat, pare că s-ar de sus, de la gură, ca și când i s-a acoperit. Ok. Poate Care fac asta și... este nivelul vibrațiilor tale? 1500. Iar acum vreau să-ți ridici nivelul vibrațiilor tale până la nivelul optim pentru a menține această terapie. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 vei fi exact în acel punct. 1, 2, 3. Da. Creează un perete din foc lichid și treci prin el. Da. Iar ce rămâne, aruncă în soare. Cum te simți? Care e nivelul vibrațiilor tale? Perfect. Iar acum deschid un portal intradimensional în Raluca, te rog. Am deschis. Iar eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea vor fi absorbite de acel portal, iar tu vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3. Am început să percep energie roșu de partea de jos, negru de partea de sus a corpului. Și zici că se desface ca un puzzle. Ok, când se termină procesul de curățare, să-mi spui, te rog. Da, se întâmplă ceva ciudat, aș spune. Zici că din spatele ei, de la coloană, îi ies niște oase cu solzi. Zici că sunt așa deschise în sus, începe să iasă din spate, de la toată coloana, știi? Și absorbind energiile, zici că spatele ei
vine mai în față și zici că iese coloana așa afară cu toate oasele alea și solzii, știi? Ok. Ce culoare sunt acești solzi? Este o culoare, are mai multe culori de fapt, nu este doar o singură culoare. Zici că este ca o glindă vânătă, negru și de spre auriu. Trei culori de fapt. Ok. Transmite mental Ralupei ca la rândul său să transmită mental tuturor entităților care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, să se desprindă total de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața ta. Iar tu să-mi spui ce se întâmplă. Am închis portalul. Și nu știu ce mai rămâne din ea. Zici că a ieșit afară și i s-a desfăcut spatele în două. Și este un reptilian, dar este foarte mare și ea a rămas așa desfăcută în două cu spatele. Zici că a scos-o ca pe o armură, ca pe o carapace. Cum se numește acest reptilian? Care este numele său? Rala. 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 Deschide-te, rog frumos, un canal subliminal între tine și el ca să putem comunica. Mai las să vorbesc? Rala, mă auzi? Salut! De ce vorbești așa de încet? Atunci vorbești o idee mai tare pentru că eu nu te aud, ok? O să încerc. De cât timp ești tu cu Raluca? 28. 28 de ani, de zile. De ce ai ales-o pe Raluca? Pentru inteligența ei. Care a fost momentul când a fost prima dată, primul contact de interferare cu ea? Era copil. Și tu La vârsta de 8 ani. cum ai procedat? A fost un experiment. Ce experiment al tău sau al cui? Al meu. Ce experiment ai vrut să faci cu ea? Dacă pot evolua odată cu ea. Poftim? Dacă pot evolua odată cu ea. Și dacă pot avea capacitatea de inteligență vibrațiile pure. Ce probleme ai cauzat tu corpului fizic? Din cauza ta are un blocaj prin care nu se poate exprima coerent, prin care de multe ori se bâlbâie? Da. De ce ai făcut acest lucru? S-a spus, este un experiment. Ai pus și implanturi în ea? Nu am avut unde. De ce? Pentru că eu m-am. Eu am fost mai mare decât corpul ei. Din cauza ta, tot are
un herpes care tot îi se repetă de atâtea ori. Din cauza ta îi se umflă fața și limba. Nu, are o alergie. La ce are această alergie? Alimentele voastre. Voi nu mâncați? Noi ne hrănim. Cu ce vă hrăniți voi? Energie. Câtă energie te hrănești tu de la Raluca? 70%. Dar se reproduce foarte bine. Când în 2018, când a avut un accident, ai avut tu de-a face cu el? Am avut vizite. Ce vizite ai avut? Niște gri. Ce doreau acești gri? Să mă dea afară. De ce? Nu vreau acest sport. Ce vreau să facă cu acest sport? Același lucru ca și mine. Experimente? Vreau să-i dea naștere. Cum? Din ce metodă? Trebuie să cunosc un uman Da. care 80% avea ADN-ul lor. Și l-a cunoscut? Nu. Cum ai reușit să rămâi în corpul Eu ei? Sunt mai puternic. Și ei câți au venit? Doi. Deci tu faci cât ei doi la un loc. Mai mult de. Cine a provocat acel accident? Tu sau ei? Ei. Cum l-au provocat? Ce au folosit pentru a provoca acel accident? Energie. Din ce cauză tot și-a schimbat locul de muncă? Energiile. Din cauza asta este atât de instabilă, din cauza energiilor? Energiilor, da. Este mult mai receptivă. Și atunci înseamnă că ea din acest motiv și cedează și își asumă mai mult decât poate să facă. Da. Bun. Știi că a venit timpul ca să pleci. Eram sigură. De ce a avut 4 relații de cuplu și toate au eșuat? Nu le-am permis să stau. Tu nu le-ai permis? De ce? Le-am jurat că niciun gri nu se va atinge de ea. Le-am promis, de fapt. Dar ce ai tu cu acești gri de nu vrei să se atingă de ea? Nu-i suport. Credeam că aveți o alianță între voi, ca vă înțelegeți. Nu, nu tot timpul. Tu ai familie? Nu. Cum ai fost creat tu? Din ce? După combinație. Am mai multe ADN-uri. Cine ți-a făcut aceste combinații? Creatorul meu. Și de ce a făcut lucrul ăsta? Să ne facă mai puternic, dar mă plictisești. Știu că te plictisesc. Vrei să pleci mai repede? Nu suport corpul ăsta. Ok. Lasă-mă cu Nicoleta. Nicoleta. Da. Te simți bine? Ești ok? Mă las să vorbesc cu sufletul Ralucai? Da. Suflete, mă auzi? Da. Bună, ce faci? Eram în așteptare. Ce așteptai? Să mă ajuți. Perfect.
Știi că din cauza ta este acest reptilian, pentru că tot timpul se hrănesc din suflete. Poți să-mi răspund la câteva întrebări? De ce, la Luca de aproximativ 3 ani și jumate, s-a îndepărtat de aproape toți prietenii ei? Tot din cauza asta este așa de tristă, apatică, fără nicio direcție, fără nicio perspectivă. La 70%. De ce trăiești aceste stări? E frică de cineva? Are un Ce s-a întâmplat în acele vieți anterioare? După tine? Dar? S-au întâlnit vreodată în preexistență? Vreau să mergi în acea existență cu Nicoleta și când ajungi acolo să-mi spui. Am ajuns. Lasă-mă cu Nicoleta, te rog. Nicoleta? Da. Unde sunteți? Ce percepi? Suntem în India. Unde? În India. Da. Și ce faceți acolo? Raluca dansează. Da. Găsită acea jumătate. Ce? S-au recunoscut din găsită privire. Sunt ca doi magneți. Este undeva la o petrecere. Este dansatoare. Face parte din ansamblu, grup de dansatori. S-a îndrăgostit. Sufletul ei? S-a găsit, da, s-a găsit doar din privire. S-a găsit ale suflet. Deci mă asta este una din cele mai frumoase, din cele mai frumoase existențe. Da? Cum? Ce au făcut în acea existență? Au fost foarte fericit. Au avut și copii? O fetiță. Cum se numea? Fetița. Janine. Mergi peste acea viață și privește-o ce s-a întâmplat. Această viață, această existență a fost, așa cum am spus, una din cele mai fericite existențe ale lui. A fost foarte fericită. A trăit până la vârsta de 85 de ani. 85 de ani? Da. Deci a murit. Se trebuie mai întâi. Poftim? A plecat. Se trebuie mai întâi. Ea nu a vrut să accepte. Și nu mai are dorință de a trăi. La 2 luni după această existență. După ce de el a plecat, a suferit foarte mult ea. Nu-și mai dorea să trăiască, nu mai are dorință de viață, nu mai are vlagă de viață, nu mai are strop de fericire. Se stinge încet, încet.
Ce se întâmplă când două suflete pereche sunt despărțite de moarte, ca să zic? Oricare ar pleca dintre ei, celălalt se stinge. Pentru că trăiește acea emoție, stare, este ceva care nu poți să-ți explici prin cuvinte. Cuvintele sunt foarte sărace și stările alea. E ca și cum deții acea fericire totală. Nu te plictisești, nu suferi, nu te completezi. E o fericire, e o licărie de iubire continuă și ea nu a acceptat acest lucru, că el a plecat mai înainte și de asta i-a și rămas acea tristețe, acea dorință de a nu mai trăi, acea... E ca și când de acum nu-și mai găsește uneori locul, nu știe nici ea de ce este tristă, plângește după acel suflet de asta. De asta este mereu în căutare de ceva, parcă... Da. Parcă ar aștepta ceva, dar nu conștientizează ce anume. Nu știe de unde. Zici că se uită, caută peste tot în jurul ei. Simte că îi lipsește ceva, dar nu-și dă seama ce, pentru că a suferit atât de mult, încât e ca și cum și-a blestemat, nu că și-a blestemat, e ca și când și-ar fi. Da, să zicem așa că și-a blestemat, dar nu poate să-și blesteme. A cerut ca să nu mai iubească pe nimeni altcineva până când nu își va regăsi acel suflet. E ca și când este într-un pustiu. Nu, nimic nu o face fericită, nimic nu-i dă acea dorință de viață, de iubire, de completare, de existență. Sufletul ei pereche se află, este reîncarnat acum? Nu. Aceea a fost ultima reîncarnare a ei, a lui, pardon? Pe planeta Pământ, da. Ce putem face ca să se elibereze de aceste trăiri apăsătoare, să poată să fie fericită, să fie bucuroasă? Depinde de ea. Aș putea să-i fac ceva, dacă îmi permite și dai voie. Da. Da. Mai întâi trebuie să lucrăm foarte mult. Da. Ai recrea corpul ei energetic. Și apoi să-i punem, să mărim vibrațiile inimii, sufletului și să-i dăruiesc un pic din ceea ce sunt eu ca energie. Ok. Un strop de iubire, de bucurie. Revin în timpul prezent. Unde ești? Unde este ea? Da. Și explică-i sufletului ei ce vrei să faci și spune-ne și nouă ce faci. Am nevoie de Rafael. Ok. De Uriel. Cheamă-i. Chiar am și pe mine acolo. A venit. Cum mă vezi? Cum mă percepi pe mine?
ești un pic foarte puțin gri. În zona inimii, ai o energie închisă. E ca și când ai un gol, îți lipsește ceva. Poți să vezi de unde provine acel gol? De unde? S-au fost pus. Cine mi l-a pus? Cheamă pe acea entitate să vină în fața ta. Nu e plăcut această invitație. Din ce categorie face parte? Bun. Transmite mie mental să mă ocup de tot procesul de curățare și să-i dau înapoi ce mi-a pus în mine, iar tu ocupă-te cu Rafael și Uriel de la Lupa și spune ce se întâmplă și ce faceți. Rafael și Uriel a început să lucreze la corpul Da. și eu am venit în să te ajut să-ți scot acel gol, acea energie care nu ți aparține, nu este a ta. Am înțeles și scopul de ce l-a pus acolo. De ce? Să stai jos de ca și când ți-ar fi picat toate vibrațiile, ca și când nu ai avea motiv de a trăi, de a simți fericirea, bucuria, dorința de viață, a te ține într-o stare de joasă vibrație. Întreabă acest drăgușor de ce a făcut lucrul Nu este ăsta. un drăgușor, un demon. Da, ghilimele un drăgușor. Cine l-a trimis? Să-ți spună cine l-a trimis. Pot să-ți dau numele, știu cine l-a primit. Ok. Uită-te și să-mi spui ce face Rafael și Uriel. Ei doi reface acel corp, puțin. Îți scot acea energie. Da, a venit o altă entitate de joasă vibrație. Da. Care a contribuit și ea la acest e ca și când te-a pedepsit pentru că ai dat drumul la niște informații care nu trebuia despre o sesiune de aseară. Cunoști această entitate de vibrație joasă? Sunt două femei. Ok. Nu se cunosc una cu alta, dar la nivel energetic sunt de aceeași vibrație. Ți-am scos acea energie. Ți-am deschis un portal. Am început să-ți fac o curățare. Acei doi demoni le-am zis să plece. Ok.
și-au deschis un portal și am lăsat să plece. Înainte de a pleca, le-am rupt contractele și legăturile dintre voi doi. Iar acum îți energizezi partea de la opost acele energii negative. Ar trebui să simți ceva, o căldură mai bine. Gata, am terminat. Perfect. Cum mă vezi acum? Ce culoare? Acum ești alb. Perfect. Focusează-te asupra Aralupei și la ce fac Rafael și Uriel, te rog. Rafael și Uriel au început să se refacă corpul aici, la spate, unde a fost acea entitate. Da. Și unul stă în față și în spate și Uriel îi taie legăturile energetice care au fost create de acea răzia, acea entitate. Rafael a început să-i curețe partea aia, a curățat partea din dinăuntru și acum îi recrează tot efectiv. Pentru că spatele este desfăcut. Da. Îmi spune că este și normal că a avut aceste stări, aceste trăiri de... Nu avea dorința de viață, îmi spune. Nu mai avea dorința de iubire, de a se bucura. Este ca și când... S-a trezit pe această planetă, s-a trezit aici și aștepta să plece, că habar n-avea ce cu ea. Era neutră la orice, nu mai zâmbea, nu mai avea dorință de nimic. Nu mai simțea niciun fel de emoție, sentiment, decât ceva ce lipsește. Dar nu știe ce. Mă las să vorbesc iarăși cu sufletul ei? Da. Suflete, mă auzi? Da. De ce ai venit tu aici, în această existență? Care sunt lecțiile tale de învățat? Stările pe care le am. Singurătatea pe care am fost atâta timp singur. Tristețe. Spune-mi voi regăsi din nou sufletul iubirea. De ce tot timpul îi apare Ralucă-i acel herpes? La buză? Nu este ceva din aer. Cum? Nu este ceva din aer. Pe acel reptilian a spus că e din cauza mâncării noastre. A contribuit și a.
Deci Raluca pur și simplu nu știe să experimenteze iubirea, dragostea, compasiunea, gingăsia. De ce are tendința de a domina, de a controla, de a judeca? Da, domina. După ce a plecat, a mai venit odată. Are foarte multe avem foarte multe fost este puternică, dar nu mai are încredere. În ce armată a fost războinic? A fost o anumită. A fost ceva în care a luptat bine să-și apere semne. În ce țară a luptat? Un grup mason. De ce de aproape de un an de zile are vise urâte din care se trezește epuizată, transpirată? Poftim? A pus cumva și implanturi în ea? Aici vreau să te întreb o chestie foarte interesantă. Raluca are o soră geamănă. De ce? De ce a venit în această lume ca să fie gemene? Are două personalități. Ce au de-a face personalitățile cu surorile gemene? Oh, record. Explică-mi, te rog. Vrea să fie ajutată de celelalte surioare. Vrea să fie susținută. Putea chiar să Poftim? o putea ajuta chiar foarte mult. În ce să o ajute? Cum putea să o ajute energetic? Ce vibrație să o atingă și să-i transmită ceea ce îi lipsește. Pentru că ea poate, foarte ușor să-i transmită. De fiecare dată, de este jos și dacă sora ei o atinge, îi transmite din energia lui. Și o ridică energetic.
Evita vibrația. Există pe lumea asta oameni care nu au suflet? Foarte mult. Și cum se deosebesc de cei care au suflet? Privirea și faptele. Comportament. Ce fapte, ce comportament au acești oameni care nu au suflet? Oameni doi, are o privire rece, agresivă, pentru că ei nu cunoaște. Nu cunoaște dragostea, iubirea, bucuria de a trăi. Ei sunt goi, sunt reci și cu o privire ucigătoare. Presupun că toți răufăcătorii nu au suflet. Mare parte au, pentru că sunt lecțiile de învățare. Mulți se pierd în a-și învăța lecțiile. Nu tot ceea ce este rău este rău. Pare a fi un rău, dar dacă știi cum să te pui să vezi ce ai avut de învățat, care a fost acel rău pentru tine, aparent rău. Ce? Înveți cu ușurință, dar un poți cade de partea cea de întuneric. Ce lecții are de învățat, Raluca? Este atât de simplu de înțeles din stările ei. Ea trebuie să-și dorească să trăiască, să-și dorească să iubească, să-și dorească să se ierte, să-și dorească să se elibereze. Să aibă încredere în ea, că poate. Eu pot mai mult decât crede ea. Suntem energie, suntem una și aceeași. Cu toți. Să nu cadă între extreme. Ce pot să-i recomanzi? Ce povețe, ce sfaturi dai? Sfatul meu este să acționez. Pentru că pot să facă frumos în orice ființă, într-o plantă, într-o persoană. Un animal, să se bucure de sănătate, să se bucure de ceea ce o înconjoară. Nu este chiar așa de rău să trăiești. Crezi Da. Da. N-aveți idee ce este aici sus. Ce este sus? Cum cât trebuie să așteptați să ajungi la un fel altul, să ajungi să fii reîncarnat, să nu știi pe ce planetă poți să ajungi. Nu poți să-ți alegi tu planeta? Nu întotdeauna, depinde de ce ai făcut în această viață, în această existență. De asta vă spun. Se bucure. Să nu cadă în celălalt extrem. Viața nu e atât de grea făcut
pare. De atât de chinuitoare pentru ca să înțelege. Aș putea să facă mai mult. Ce anume? Să-și dea voie să iubească. Ea a vrut să iubească, a avut 4 relații. De ce s-au terminat toate 4? Ea știe foarte bine. Nu contează cu ce relații au. În unile s-a dus cu cap, adică s-a aruncat așa prea ușor la crezut. În altele. Asta e. Din toate 4, e ca și când a rămas cu lecția de învățat și nu și-a dat seama care este. Și de-aia a avut 4 relații. Și o să mai aibă, dacă nu o să înțeleagă să se întrebe ce are de învățat. Să înțeleagă singură, n-ai cum să-i spun și n-am cum să-mi spun. Din momentul în care ai înțeles totul, e ca și când te eliberezi. Și mergi la următorul. Ok, patron. De ce tot timpul caută să fie ocupată, să aibă o ocupație? De ce tot timpul vrea să De fie ce agitată? este frică să stea cu ea, să se asculte obișnuințe proaste care își le-a De ce nu vrea să mă asculte? E frică să stea cu ea însă, că m-ar putea auzi, m-ar putea simți. Ce ar putea să simtă? Mă simt. Când Cum stai pot? cu tine, simți acea voce interioară sau e ca și când tu știi fără să te întrebi de unde știi. Asta se asculte, pentru că eu întotdeauna vreau să vorbesc cu el. Știu că vorbesc cu mine și pare absurd. O ființă poate să-și piardă sufletul? Eu aparțin și am o Nu. parte Tu ai spus că unii oameni nu au suflet. da, Dar ăia nu poți numi oameni. Ăia sunt niște entități. Ăia sunt și tu știi că demonii n-au suflet. Și au atras și atrag suflete bune, pure, și se hrănesc și le transmit acea energie până îi negrește în totalitate și au control asupra lor și devin niște jucării și sunt serviți de energie. Oh. Parcă nu știi ce cu tine. Ești pierdut, simți ceva ce te doare și nu știi ce te doare. Tu ai spus că e suflet, ești energie divină. Da, avem
Toți suntem la nivel. Dacă ești energie divină, atunci ai acces la informații, la toate Da. informațiile. Da, Atunci. trebuie să conștientizezi. Nu stai așa ca stau cum faci răluca. Caut, agiți, să așa, să nu stau un pic, să mă ascult, să conștientizez, să fiu în prezent, să evoluez, să caute, să evolueze. Și aici trebuie să fii atentă, pentru că toate informațiile duc acolo. Aici depinde de fiecare. Nu este mură în gură cum ne-ar place să fie. Dacă ai acces la aceste informații, ne-ai putea răspunde la o întrebare personală? Depinde. Chiar dacă am acces, asta nu înseamnă că și pot ajunge cu ușurință la ele, pentru că ea nu a ajuns să conștientizeze de puterea pe care o deține și o conține. De fapt, vorbesc de mine. Ok. Vreau să mergi înapoi în timp până ieri. De fapt, rămâi acolo și lasă-mă cu Nicoleta. Nicoleta? Da. Te simți bine? Ești ok? Perfect. Dă-i timp înapoi până ieri seară. Sau până azi dimineață, mai bine zis, în jur de ora 1, 2, 3, și vreau să-mi spui cine sau ce a vorbit prin mine. Privește cu atenție. Nu-mi place aici. Stai doar puțin, tu ai o sferă de protecție. Este prima dată când văd așa ceva. Este ca și când ar fi o entitate de întuneric care are, ca și când ar deține mai multe entități de întuneric, dar nu-mi permite să mă apropii, ca și când ar fi, ca să nu văd cine este. Chiar nu-și pe Mihail să vină. Atinge-l, citește informația ADN și fii sigură că este el. Vreau să faci. Poftim? Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3, respirația ta își va reintra în ritmul normal. 1, 2, 3. Respir normal. Întreabă pe Mihail, trimite-l pe Mihail, tu stai la distanță în sfera de protecție și trimite-l pe Mihail să adune aceste informații și spune, ce se transmite înapoi, cine sau ce a fost acea entitate. Mai multe Ok, entitatea care le coordonează. entități. Este o entitate foarte puternică din întuneric. Cum a reușit să mă canalizeze? Poftim? Ai știut să Recunoști acea entitate? nu. Este ceva foarte puternic. Mergi, te rog frumos, în Consiliul Creatorilor acum, Mihail. Mihai spune să nu mergem. De ce? Faci.
Vreau să știu dacă este vreun loc liber, dacă a fost un loc liber la masa lor. A venit singur sau l-a trimis cineva? L-ai chemat. Ok. Bun. Revin înapoi la Raluca. Da, am ajuns. Te simți bine? Ești ok? Te doare ceva? Nu. Transmite-i sufletului Ralucăi ca la rândul său să transmită acelui reptilian pe nume Rala că din Da. acest moment orice pact, contract sau înțelegere au făcut-o, ea le rupe. Drept urmare, acel reptilian să își ia toate jucăriile în ghilimele și să plece definitiv printr-un portal intradimensional, să nu se mai întoarcă niciodată la Raluca. Am să-ți transmit ceea ce acest reptilie îmi transmite. Ce? Să mă duc dracu? Sau la mămica mea? Poftim? Sau la mămica mea? Transmite. Te-ai făcut doar prost. De fapt, Mă las să vorbesc? Rala? mă, dar prost mai ești. Mă, dar de ce ești atât de nesimțit și mă faci prost? Am putut doar să observ unele chestii, știi? Ești o ființă inteligentă ai niște protecții speciale. Cu toate lucrurile astea, te fac ăștia de întuneric, da? Ești atât de prost cu femeile. Crezi tu? Da, ești un prost. Mulțumesc pentru complimente. Da, să știi că nu e ceva. Mulțumesc că m-ai făcut să râd. Dar aș putea să te ajut, știi? Cum ai putea tu să mă ajuți? Pe tine te fac astea foarte ușor. Da. Tu emani ceea ce emani, tu ești ceea ce ești, văd că ești tare, ești mare, ești tare într-una. Adică place la voi. Mani, că aveți penis, că vă mândriți cu această sculă, să o numesc așa, să nu jignesc. Sunteți proști, mă. Aveți niște ființe pe lângă voi puternice, dar și voi sunteți niște ființe puternice, aveți niște energii în care puteți ajunge cu ușurință. Cu ușurință, mă, și când zic cu ușurință, e atât de simplu să ajungi la informații. Și ai dat voie să te facă. De fapt, pe tine te-au făcut femeile. Am înțeles și de ce ești în starea în care ai fost, în care ești. Dar ești prost. Una te poate salva, restul te mănâncă și se hrănește de tine, prostule. Să știi că nu sunt în starea aia de a glumi. Da. Ia mea jucăriile și plec. Mă duc să fac alte experimente pe unul ca tine, dar nu pe tine. Ai zis că mă poți ajuta. Cum ai fi putut ajuta? Eu le-aș fi luat pastea pe toate.
aș lua, ai putea să faci. Ai putea să le faci niște drapuri de aia de ai pune în poartă. Niște? Ai putea să le energiile astea care le ți-au transmis și să o mărești și să le-o dai înapoi. Înțelegi? Și nu aș face un lucru rău. Cine spune că este rău? Dar ele ce ți-a făcut ție n-a fost rău? Asta ai fost o păsărică și te-ai luat-o. Da? Și te-ai distrus în apropiere tot. Ești singurel și aștept să ții tălbășița. Nu este așa? Nu. Ha! Lasă-ți orgoliu jos, că așa este. Eu nu mă interesează. Nu mă interesează că recunoști sau nu. Eu știu. Eu știu. Am secole de informații și am înțeles foarte mult. Nu ești prima rasă care o întâlnesc. Și acum plec. Pleacă, drum bun și pa-pa. Lasă-mă cu Nicoleta. Nicoleta? Da. Te simți bine? Da, eu simt bine. A plecat și cântă lău. Dar înainte să plece, i-am spus să-și rupă pacturile, contracturile, înțelegerile și să-și taie legăturile, peste figurie le-a tăiat legăturile cu acordul Raluca, dintre Raluca și această infectată. Au terminat. Ok, perfect. Mulțumește-le și spune-le că se pot întoarce de unde au venit. Iar acum o să spun o întrebare aiurea. Întreabă la rândul tău pe sufletul Ralucăi cine este Raluca. Energie. Este energie pură. Energie din și energia asta pură, ceea ce face diferența, puritatea asta, care nu poate să, de asta nu poate să nu ia nimeni. Niciun fel de entitate și noi nu putem să o dăm, că nu ne aparține, este din, de la Tatăl Creator, cel care a creat totul de la început. De ce duce tot timpul Raluca o luptă interioară cu ea însăși? Raluca are foarte multe de învățat. Mai întâi trebuie să se asculte, să se regăsească ea pe ea însăși, să-și lase vocea aia de sufletelul ăsta să-l asculte, de fapt. De ce? De ce nu alege să înfrunte situațiile care îi apar în viață? De ce fuge de ele? Cu cât fuge, cu atât îi se va îngreuna. De fiecare dată când va fugi, îi se va, după o perioadă de timp, îi se întoarce o situație asemănătoare și mai grea. Și va simți greutatea și suferința sau dezamăgirea. Deci, Raluca ar trebui să se oprească. Zici că este un haos. Să se oprească. Să se oprească și să se asculte. Să-și dea timp, să fie blândă cu ea. Ea fuge de ea însăși. Ea nu a înțeles cum să se conecteze ea cu ea. Cum
Cum poate să facă acest lucru? Să facă uneori liniște din caiet. Să lasă orice gând, să nu mai fie aspru cu ea simțitor. Să nu mai fie victimă, să nu mai fie salvator, să nu mai fie tot ceea ce este acum, în plan fizic, să stea cu ea însăși. Nu trebuie să stea mai. Este minunată, știi ce frumos arată? Acum. Are un suflet atât de frumos. Este atât de frumoasă ființa asta. Este atât de bună. Știi câtă iubire poate să ofere? Și dacă oferă această iubire, de ce nu și-a putut păstra nicio relație? Deci voi n-ați înțeles. Fiecare relație joacă, ea nu s-a oprit în sensul să înțeleagă de ce a ieșuat, să înțeleagă acea lecție și de asta și o să mai fie. Și o să mai fie alte relații, o să-i mai vină și cu cât o să-i mai vină, cu atât ea nu trebuie să mai fugă. Ea zice că dă iubire, dar n-a dat iubire, a fost plină de agresivitate. Ea atrage și apoi distruge. Este atât de simplu, Dragoș. De ce are o sensibilitate atât de mare în zona feței? Datorită acelui voal care l-a avut practic pe toată fața, așa, în sus, până la ochi, se vedea doar. Acel voal a fost o energie, a fost curățat, extras în Da, momentul când a deschis portalul. acum depinde de ea. Cum o vezi? Cum o percepe acum pe Raluca ca și corp energetic? Este impecabil. Ce culoare? Are o culoare gălbuie, da, un gălbui spre ca și razele soarelui. Așa se Altă gălbuie. Verifică-te, rog frumos, dacă corpul ei fizic se mulează perfect peste corpul ei energetic. Da, e bine, perfect. Are un corp minunat. Mai trebuie făcut ceva la ea? Eu nu mai pot să fac nimic, doar ea poate să mai facă. Care este nivelul vibrației ei? Atinge-o, energizează-o cu o mână pe frunte și una pe ceafă și ridică-i vibrațiile la cel mai înalt standard la care poate să ducă ea, te rog, și să-mi spui ce faci. Nivelul vibrațiilor care a fost la cei doi arhangeli, ăsta este nivelul din. Acum depinde de ea. Bun. Ok. Tu ești bine? Ești ok? Te doare ceva? Iar acum vreau să creez iarăși cele două piramide din portaluri de vibrație înaltă. Da. Să le bagi vârf în vârf, una pe alta. Așa. Ok, iar acum roagă pe Raluca înăuntru, astfel încât să se efectueze fuziunea dintre spirit, suflet și corp sau minte. Și să-mi spui ce se întâmplă.
spiritul ei, sufletelul ei, erau pregătite, așteptau acest moment. Da. Ok. L-am băgat. Într-adevăr, o așteptau. Da. Gata. Super. Cum o percepe acum? Ce culoare? Alb. Gălbu. Îi aparține. Asta este... Perfect. Pe tine te doare ceva? Ești ok? Da, sunt bine. Perfect. Iar acum o să număr de la 1 la 5. Iar între timp, revin apoi în corpul tău și în mintea ta, aducând cu tine în această realitate și în acest timp prezent toate beneficiile obținute din această terapie. 1, 2, 3, 4. Te reincorpora complet, ești liber, ești liniștită. Simți cum se întorc în tine toate energiile tale. Simți aceste energii care te învăluie în dragoste și iubire. 5. Deschide ochii.